al Pausia Dirus, primele declarații despre nunta care nu a mai avut loc. Vladuta al Pausii, zocul ei, am anulat nuntă. Artista de muzica populară și fotbalistul de la Cluj ar fi trebuit să se casatore a sa religios ieri, pe 30 aprilie. Din cauza pandemiei de coronavirus, Vladuta și Adrian Rus au fost nevoiti să amane ceremonia religioasă și petrecerea grandioasă pe care o pregătiseră pentru sutele de invitati. Vladuta al Pausii Adirus au amanat nunta din cauza pandemiei de COVID-19. În rochie alba de mireasa. Asta trebuia să fie ziua de azi, nerejoi, 30 aprilie 2020, a scris îndrăgita cantarea ta de muzica populară și de petrecere Vladuta al Pau pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii în care poartă alb și are un imens buchet de lalele frumos colorate. Azi trebuia să fie dansul nostru alături de invitatii, noi l-am exersat azi și sigur o să iasă bine la petrecerea nuntii noastre, a postat pe contul său oficial de Instagram și Adirus, zocul Vladutei Lupau. Vladuta Lupau și fotbalistul Adrian Rus s-au căsătorit civil anul trecut, iar la sfârșitul lunii aprilie ar fi trebuit să facă nuntă. Cauza pandemiei de coronavirus, cei doi soții au fost nevoiti să pună pe hold planurile zi să reprogrameze pentru o dată ulterioară marea petrecere data în cinstea frumoasei lor povestii de dragoste. Nasile sunt Olguta Berbec și zotul ei, Remus Novac. Mece la nunta ar fi trebuit să fie omul de radio și televiziune Mihai Morar, nasul de cununie al nasilor Olguta Berbec și Remus Novac. Nunta nu e anulată. Ea este doar amânată. Programăm o altă dată. Să putem să o facem la ta, a explicat mirele.